14 județe sunt sub cod galben de vreme rea până mâine dimineață. Meteorologii avertizează că vom avea din nou parte de ninsori și viscol, însă după această perioadă pare că vremea se va mai domoli. Mai multe ne spune colegul meu Cornel Chitu, cea care este în direct de la sediul Administrației Naționale de Meteorologie. Cornel, bună ziua, te urmărim! Bun găsit, Aneta, bun găsit, doamnelor și domnilor. Iată că, într-adevăr, iarna și-a intrat în drept în multe județe din țară, iar meteorologii spun că zilele următoare vor veni cu temperaturi mai plăcute și așadar nu vom mai fi nevoiți să suportăm temperaturi extrem de scăzute, însă mai multe despre cum vor arăta zilele următoare și cum arată ziua de astăzi din punct de vedere al temperaturilor, ne spune Raul Ilea, meteorolog ANM. Bună ziua, mulțumim tare mult pentru intervenție. Bun găsit tuturor. Da, o vreme în încălzire față de zilele trecute, atât pe parcursul zilei, cât și noaptea, cu valori termice pe parcursul zilei de astăzi cuprinse între 0 și 10 grade și minime între minus 10 și 0 grade, cu cele mai mici valori, ca de obicei, în depresiunile din estul Transilvaniei, unde va fi ger. Vom avea temperaturi extreme, am văzut că au fost, de exemplu, în Buzău, temperaturi extrem de scăzute. Vom mai avea, de exemplu, în zilele următoare temperaturi de minus 20 de grade? Nu, în următoarele zile nu vom mai avea, cum am avut azi dimineață, de exemplu, la întorsura Buzăului minus 26 de grade, nu vom mai avea pe parcursul următoarelor zile. Și în ceea ce privește vremea din capitală, vedem că astăzi a mai ieșit și soarele, este puțin mai cald în comparație cu ieri. Cum va arăta astăzi și mâine vremea în capitală? După cum vedeți afară, cerul este mai mult senin, o temperatură maximă în jurul la 6 grade, la noapte minus 6, minus 5 grade, atât pentru ziua de astăzi, cât și pentru ziua de mâine. Mulțumim tare mult, doamnelor, domnilor, deci trebuie să ne așteptăm la temperaturi mai plăcute în zilele următoare și să sperăm că vom renunța la gecile groase cât de curând.